Începe așadar meciul al doilea. Brașovul, dacă nu câștigă, va avea o situație ingrată. Primul angajament câștigat de oaspeți, Satmari la puc. Important este că decizia a venit și scorul este în continuare 0-0. Culeșov și este gol. Culeșov intră din unghi mort, din stânga, fără să fie întâmpinat de nimeni și găsește spațiul pe lângă Alex Dubo în minutul 31 și 30 secunde. Cade în luptă cu Loni Borisenko. Pasă neglijentă, recepția la fel din partea lui Verveda. Zaghi Dulin se încurcă în... Ce este gol! Zaghi Dulin reușește să trimită pucul mai departe, unde apare Silz, nu stă pe gânduri și lansează o bombă în colțul din dreapta. 1-1. Este primul gol în acest duel al lui Silz. Satmari, Matiașovski din nou. Momente de presiune a oaspeților. Satmari aruncă în fața porții. Este un gol ușor luat de Alex Dubo. Satmari felicitat de coechipieri. Scurt circuit în apărarea brașoveană, în defensiva brașoveană. Oaspeții plimbă secunde în șir. Aproape un minut. Pucul fiind treime până la urmă. Din dreapta, de la vreo 8 metri, Satmari se decide să... Momente confuze, Lăvei trimite cu Mantinela, cu ceva noroc, are posesia Pișe. Valentin Razumiac pleacă și poate să închidă meciul. Valentin Razumiac marchează, mai sunt 62 de secunde, dar David Tichaiegașmadec din Vișcolț pleacă cu 2-0 în această confruntare de aici din Brașov, după incursiunea energică a lui Valentin Razumiac. Un gol și o pasă de gol. Nu se complică încă. Valhard are o posibilitate să intre în gura porții, dar Scrabov îl citește. Timpul se scurge, dar nu mai e nimic de făcut, cel puțin în această seară. Brașovul pierde ambele meciuri în propriul fief. Trebuie să se revanșeze la Mișcolț, acolo unde a reușit să câștige în prima parte a sezonului.